Deși nu are decât 22 de ani, tânărul din Bârlad este un cunoscut în rândul polițiștilor din localitate. Acesta are la activ numai puțin de 200 de infracțiuni penale. La nici două luni după ce a ieșit din pușcărie, tânărul a călcat din nou pe bec. Acesta a reușit să fure din curtea tatălui său un alt post cu state vechi, mai multe obiecte metalice pe care intenționa să le ducă la fier vechi. Bărbatul de 22 de ani a făcut exact ce a văzut acasă, așa că nu este de mirare că a ajuns de mai multe ori după gratii. De data aceasta însă l-a supărat chiar pe cel de la care a învățat meserie, tatăl său. Tânărul a sustras de la locuința părintelui său poarta metalică de acces în curte, un topor și o sobă metalică din interiorul locuinței. Un tânăr în vârstă de 22 de ani din municipiul Bârlad este cercetat de polițiștii de investigații criminale pentru comiterea a două infracțiuni de furt. Este vorba de o infracțiune de furt comisă chiar din curtea tatălui său, când a sustras mai multe bunuri pe care le-a predat ulterior la un centru de colectare a fierului vechi și furtul unei sume de bani dintr-un local public din municipiul Bârlad. Față de suspect, polițiștii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore. Ulterior, acesta fiind prezentat la parchetul de pe lângă judecătoria Bârlad și judecătoria Bârlad cu propunerea de arestare preventivă. Instanța a emis pe numele acestui tânăr un mandat de arestare preventivă pe durata 29 de zile pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Bărbatul a vândut totul la fier vechi și a primit 800 de lei, bani pe care nu a apucat să-i cheltuie, fiind reținut la scurt timp de polițiști. Pentru infracțiunea de furt calificat, hoțul riscă să stea după gratii de la 3 la 15 ani.